Deputații și senatorii au votat ieri bugetul de stat și al asigurărilor sociale. 339 de parlamentari au fost pentru proiectul propus de executiv și doar 141 au votat împotrivă. Prezent în plenul legislativului, premierul a subliniat că bugetul prevede majorările promise în această toamnă. Bugetul pe care îl prezentăm azi în fața plenului reunit, după discuțiile în comisiile de specialitate, trece la lucrurile adevărate, nu la declarațiile politice care au abundat în această perioadă. În primul rând, după cum puteți constata din textul propus dumneavoastră azi, nu există nicio creștere de taxe și impozit în 2015. Putem să punem azi punct unei formule folosite destul de des, pomene electorale. Prin votul tuturor colegilor, putere și opoziție pentru proiectul de buget al asigurărilor sociale, rezultă că n-a fost vorba de nicio pomană electorală, atâta timp cât toată lumea a votat și cred că va vota în continuare, pentru că există acoperire în buget, pentru mărirea pensiilor, pentru mărirea alocațiilor pentru 600.000 de copii, dublarea acestora și pentru indexarea cu 16% a indemnizațiilor pentru persoanele cu dizabilități. Bugetul pentru anul viitor prevede un produs intern brut de peste 700 de milioane de lei și este fundamentat pe o creștere de 2,5% și o rata șomajului de 5,1%, mai mică decât cea înregistrată în 2014. Inflația medie prevăzută este de 2,2%. Au fost majorate bugetele de la Ministerele Agriculturii, Muncii, Dezvoltării, Finanțelor, Sportului, Fondurilor Europene, Justiției, Apărării, Mediului, Transporturilor și Economiei, în timp ce Ministerele Sănătății, Culturii și Administrației și Internelor, Administrația Prezidențială, SRI, STS, SPP, SIE și Curtea Constituțională vor primi mai puțini bani. Cheltuielile destinate investițiilor în 2015 însumează 44,76 miliarde de lei, cu 8,7 miliarde mai mult decât în acest an.